avem un transport nocturn care pentru nimeni nu este secret, merge după un program selectiv. O noapte merge, o noapte nu. Într-o noapte poate iasă 24, dar nu iese 22. Respectiv, în zilele trecute, în rețelele de socializare, au apărut chiar și o filmare în care se demonstrează că troleibuzul 24, pe data de 23 iulie, nu a ieșit. Deci ei pur și simplu au stat și au așteptat într-un parc de troleibuze și la ora 2:00 au plecat în celălalt parc de troleibuze fără a staționa. Aceste nereguli duc la o clară slăbire a popularității acestui serviciu, pentru că normal acest serviciu trebuie să fie concurențial față de transportul privat, pentru că este un transport public. Și el pierde din popularitate, oamenii se dezamăgesc în acest serviciu și toate aceste lucruri se întâmplă clar din ineficiența, din lipsa de responsabilitate și neprofesionalismul oamenilor care lucrează în clădirea de